Tudor, iată, suntem la Fabrica de Campioni de această dată, la un antrenament de handbal pentru copii, în vacanță. Ce se întâmplă? Faceți sport și în vacanță. Acesta e mesajul pe care Fabrica de Campioni vrea să-l transmită prin campaniile pe care le urmărește. E o idee pe care trebuie cu toții să o avem și în care să credem. Avem nevoie de sport de fiecare dată. Suntem la un antrenament de handbal, dar Fabrica de Campioni are 6 ramuri în care activează. E vorba de volei, fotbal, înot, atletism, taekwondo și, bineînțeles, handbalul care îl avem aici de față. Copiii au nevoie de o mișcare permanentă. Copiii au nevoie să-și consume energia, copiii au nevoie să se bucure prin sport și prin mișcare. Fabrica de Campioni, de fapt, nu este doar handbal și celelalte ramuri de care spuneai în vacanță să facă mișcare. Fabrica de Campioni caută viitorii campioni. Ce se întâmplă? Pentru că știm, altă dată se mergea prin școli să se facă acele selecții care nu prea se mai fac în acest moment. Fabrica de Campioni e un proiect prin care noi ne dorim să descoperim copii cu potențial, copii talentați, care să ajungă la un moment dat să performeze, dar până atunci să se bucure de sport și să fie mici campioni. Iată că nu doar în vacanță ar trebui copiii să facă sport. Care este mesajul tău pentru părinți, pentru copii? Lăsați copiii să facă sport întotdeauna și dovadă, ca și un prim produs, ca să spunem așa, al Fabricii de Campioni, îl avem aici de față pe Bogdan, un copil care la primul antrenament ne-a arătat niște calități extraordinare și în cadrul celui de al doilea antrenament, care de fapt nu a fost un antrenament, ci a fost un meci, a reușit să marcheze de 6 ori. E un copil care a venit și a avut prima tangență cu handbalul în cadrul Fabricii de Campioni și deja ne arată că a făcut pași importanți spre a deveni campion. Bogdan, ce te-a făcut să vii către handbal, să alegi ca sport handbalul? Colega mamei mele, i-a zis mamei mele că ar trebui să merg la handbal și eu de mai mult timp vreau să merg la handbal și am decis că sunt de acord să merg. Cum te-ai simțit când ai jucat primul meci și ai dat și goluri? Foarte bine și am simțit că ăsta e sportul care îmi place și care o să-l fac. Ce le transmiți copiilor, prietenilor tăi, cât de mult contează să faci sport, nu doar în vacanță, în general? Cam în fiecare zi ar trebui să facem sport, să nu stăm toată ziua pe telefon, calculator, ori etc. Să facem mai multă mișcare, pentru că așa o să devenim mai buni. Cum ar fi, dacă îți place un sport, să te ții de el mult. Având în vedere că ești la Fabrica de Campioni, îți dorești să fii un campion? Iată, suntem la Fabrica de Campioni, într-o zi superbă de vară, în vacanță. Ce se întâmplă astăzi aici? Avem un antrenament cu grupele de copii mai mici. Cele mari care au fost în competiție sunt într-o mini-vacanță. Nu o să le lăsăm nici pe acelea foarte mult, deoarece considerăm că pe perioada vacanței lucrăm mai bine cu ei. Cât de important este să faci sport, nu doar în vacanță, dar având în vedere că suntem în această perioadă frumoasă, cât de important este să facă copiii sport în general? Eu cred că e foarte important să se miște, să nu stea tot timpul cu ochii în telefon sau în calculator. În perioada în care sunt în vacanță, acumulează mai repede cunoștințele despre jocul cu mingea rotundă. Cum stați la numărul de copii? Vin spre sport? Mai vin copiii să facă sport? Fabrica de Campioni, cum stă în acest moment, în general, în sporturile pe care le aveți, secțiile pe care le aveți? Și dacă aveți viitor campion, credeți că deja se întrevede, că dumneavoastră știți, aveți ochii formați? La ora actuală, din câte știu, la toate secțiile noastre sunt copii care sunt dornici de a face. La secția de handbal, în momentul de față, avem înscriși în jur de 110 copii, fetițe și băieți. Avem și grupe înscrise în campionatul național și avem și grupe pregătitoare până la nivel de baby handbal. Ca și talent aș remarca o fetiță din Poienile de sub munte. Nu de mult am fost acolo la o selecție și am descoperit o fetiță care are calități deosebite, provine dintr-o familie cu 7 frați și sunt convinsă că poate să ajungă o mare campioană. Care ar fi mesajul pe care îl transmiteți atât copiilor cât și părinților din partea Fabricii de Campioni, să zic așa?
Aș îndemna și pe părinți să-i îndrume spre sport pe copii și să facă sport pentru că cu siguranță vor crește mai sănătos. Deci consilierii de la Șișești ne ajută să ne facă teren de... Păi o zis, au pensiuni, au de tot, da. E chiar... Bodo! Stele culoarele! Bogdan, vină mai încoace! Bogdan, mai încoace, aleargă, hai! Centro.